Bună, dragele mele! Am revenit cu un nou tutorial. Vreau să fac o broșă sau un pandantiv cu lalea. Și o să folosesc fir de la Naco BB, galben, ca să vedeți voi cum lucrez, culoarea 215 și croșetă de 1,5 mm. Și ne apucăm de treabă. Facem ringul, tragem ochișorul, da. Și punem acum un lanț de 15 ochișoare. Și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acum vom lucra în fiecare ochișor câte un anumit picioruș, da? Începem din următorul și facem un picioruș mic. În următorul, un picioruș mic. În următorul, iau pe croșetă și fac un picioruș dublu tras, adică trec prin toate un ochi. În următorul, fac alt picioruș dublu tras, adică trec prin toate un ochi. Da? Iau pe croșetă și acum voi face 5 piciorușe duble. Și am 1, 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea, da? 5. Iau pe croșetă și acum voi face piciorușe duble trase. Și fac 1, și în următorul încă unul, da? Mi-au rămas 3 ochiuri în care fac piciorușe mici și fac în primul 1, în următorul pe cel de-al doilea, iar pe ultimul consider vârf și voi face în el 3 piciorușe mici. Și am 1 în același ochi, al doilea, bag un marcator în al doilea ca să știu că aici e vârful. Și pe dedesubt, pe aici, cum v-am obișnuit, da? Mai fac încă un picioruș mic. Acum în următorul repet un picioruș mic. În următorul, al doilea picioruș mic. Acum iau pe croșetă, în următorul fac un picioruș dublu tras. Alt picioruș dublu tras. Da? Și am terminat cu piciorușele duble trase. Mai departe, fac piciorușe duble. Și fac 1, 2, 3, 4 și ultimul 5. Da? Acum, în următorul, un picioruș dublu tras. În următorul, al doilea picioruș dublu tras. Da? În ultimele două, câte un picioruș mic. Da? 1 și încă unul. În primul ochi, aici, voi face un ochi alunecat.
Acum nu băgăm sârmă, da, la aceste broșe. Fac un ochi de lanț și fac un rând de piciorușe mici. Da, în fiecare ochi fac câte un picioruș mic. Deci observați, da, câte un picioruș mic. În vârf, în locul marcatorului, voi face 3 piciorușe mici în același ochi. Și fac 1 în același ochi, al doilea și tot în același ochi, cel de-al treilea. Da? Acum merg în continuare și în acest ochi cu piciorușe mici până în capăt. O să lucrez un pic mai repede, dar o să lucrez împreună cu voi. Deci de jur împrejur, numai că în vârf facem 3 piciorușe mici. Dacă vreți, vă puteți înscrie pe grupul de Facebook Să croșetăm cu Maria la Luca Ene. Poate reușiți acolo să vă postați tot ce lucrați. Poate vor fi persoane care vă văd lucrările și veți reuși să faceți și un bănuț, cine știe. În felul acesta. Da? Aceasta este o petală. Eu voi face astfel 6 petale. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Deci voi avea 6 petale. În continuare, voi folosi galben și negru de la Alize Extra Life. Și voi folosi negrul, da, culoarea 927, deci negru, și galben, și acest galben, da, culoarea 914. Deci acest galben. Acum vă arăt ce fac. Sârmă, cea mai subțire pe care o aveți. Eu v-am zis, o iau de la materiale de construcții. Și voi face în felul următor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mă întorc înapoi până în capăt, da? Acum fac pe jumătate, iau pensa, o strâng, da? O să bag pistolul de lipit în priză. Felul acesta și acum tai
acest fir. Da? Iar acum îl iau pe cel negru și dau de jur împrejur. Felul acesta. Da? Aici acum o să iau pistolul și o să dau cu un pic de silicon. O să punem un pic de silicon, să lipim. Această zonă. Eu de obicei fac 7 astfel de pistiluri. Acesta, da? O să-l tai. Chiar de aici. Nu o să le fac mai mari de atât. O să vă dau imediat în centimetri ca să vă fie ușor. Și acum o să prind bine. S-a încălzit pistolul și acum pot să fac lucrul ăsta, da? O să prind bine, iar cu șfițul vin în zona aceasta și tai acest rest. Și o să rămână exact așa. Da? Deci astfel, la o floare, eu fac 7 bucăți. Mai departe o să vă arăt cum fac și mijlocul, pentru că avem și un mijloc. O să-l facem tot galben de data aceasta. Sau dacă este o lalea, eu știu, mai deschisă, mai închisă, depinde cum vreți voi, o să fac și cu acest verde. Este tot de la Extra Life sau mai găsiți aceste fire și la bonbon cristal. Și o să iau croșeta de 1,5 și galbenul și o să fac în felul următor. Un ring, da? În care o să fac așa. 1, 2, 3. Iau pe croșetă și fac picioruș dublu. Iau pe croșetă și fac picioruș dublu. Acum pun 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Prind aici cu un ochi alunecat. Da? Fac 1, 2, 3. Două piciorușe duble acum. Repet, da? Încă unul. Și iar 3 ochiuri de lanț. Și bag și prind cu ochii alunecat. Încep să strâng un pic și fac din nou. Încă una, da? Încă o petală din aceasta. 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu, alt picioruș dublu și acum 3 ochiuri de lanț pe care le prindem în centru cu un ochi alunecat. În felul acesta, da? Acum tai acest fir, trag bine. O să-l lipesc aici, să-l prind foarte bine. Și acum iau foarfeca, tai aceste
firicele. Da? Iau sârma mea, tot cea subțire, și o să o bag aici la, uitați, în mijloc aici, da? Și o să ies pe aici și o pun în două, în felul acesta. Acum iau firul negru, după ce o fixez foarte bine aici, da? Nu tai sârma pentru că mă ajută, îmi face munca mai ușoară acum. Iau firul negru și dau peste. Cam un centimetru. Deci nu mai mult de un centimetru. Ca să știți. Iar acum tai și firele. Uitați, felul acesta. Iar acest mijloc îl ridic în sus, da? Pun silicon pe aceste petale și voi face în felul următor. Le voi strânge, da? Așa. În felul acesta. Uitați. Da? Scuze. Mă scuzați. Da, peste din greșeală. Deci în felul acesta. Acesta va fi mijlocul și acestea vor fi pe margine. Da? Din acestea fac 7 la o floare, din acestea 1. Da? În continuare, trecem pe la candelă, toate, da, inclusiv acesta, aceste micuțe. V-am spus, eu pun 7, dar puteți pune și 6 bucăți din acestea. Da? Deci puteți să puneți și 6. Și acum o să începem să o asamblăm. Stis candela. Nevoie de pistol și de culori cerate. O să folosesc de data aceasta galben. O să folosesc portocaliu și negru. Și negru. Da? Și o să vă arăt acum cum fac. Nu trebuia să stin candela, nu mi-am dat seama. Pornesc candela, da? Iau aceste petale pe față. Observați, deci nu pe dos, da? Pe față, da? Aici este locul unde a fost firul, de unde am început, da? Acesta este vârful. Ei, în zona aceasta topesc un pic culoarea cerată și o să pun negru în zona aceasta. Da? Deci cam atât. Acum iau cealaltă culoare cerată, portocaliu, voi face același lucru, da? Și o să o colorez în continuare. O să-i fac o dungă, da? Cu portocaliu. Felul acesta o să fac toate petalele mele.
Da? Deci toate cele 6 petale. După ce am terminat toate petalele mele, da? O să încep să le lipesc. Și vă arăt acum cum. O să pun aici, exact aici, da? Această boabă de silicon cald. O să lipesc peste această petală. Observați, în direcția aceasta. Iar acum mai pun un pic de silicon. Deasupra. Și o să lipesc cealaltă petală. În felul acesta. Aștept să se lipească aceste 3, da? Și în felul acesta o să vă murdăriți un pic pe mâini de la silicon. O să iau acest surplus de pe spate. Observați, am aici un surplus, da? Îl culeg ușor, frumos. Și în continuare o să lipesc pe spate acum în aceste zone. Aici, da? O petală cu fața în jos. Felul acesta. Deci cu fața în jos. Da? Uitați. Deci o lipesc cu fața în jos. Și pe celelalte două, la fel, în spațiile acestea. Și acum o să pun aici în continuare, da? Acesta. Scuzați-mă, am greșit. Imediat. Deci aici. O să pun. Aici și un pic aici, da? Iar acum mă uit la petală cu desenul în jos. Deci în felul acesta. Da? Deci cu desenul în jos. Acum observați că mi s-a dus silicon aici, exact unde trebuie să lipesc următoare. Tot așa, da? Mă duc, iau siliconul, da? Și o lipesc pe cealaltă. Am un surplus, iar puțin felul acesta și le-am lipit, observați, da? Aceasta este spatele, aceasta este fața. Acum o facem, îi lipim toate aceste mici bucățele și fac în felul următor. Pun silicon aici, în capăt. Uitați, în felul acesta. Da? Și voi lipi prima dată în zona de aici. Pe dedesubt, uitați așa. Da? Deci aici bag. Și lasă se lipească. Am un surplus și aici. Mai departe, deci am lipit unul, da?
Acum, cu atenție mare, să nu vă frigeți, da? Voi lipi pe cel de-al doilea în zona aceasta. Și în zona aceasta. Mai lipesc unul aici. Iar pun la fel. Sunt atentă cum îl prind să nu mă fring, da? Și lipesc și pe cel de-al treilea aici. Deci le-am pus pe cele trei, da? Acum voi pune câte una la fiecare petală. Una, două, trei. Deci eu am făcut 7 și o să vă arăt acum. Merg cu următoarele. Pe acestea le voi lipi aici. Da? Deci, acolo lipesc. Mai departe, le lipesc și pe celelalte două. Am 6 petale și voi pune 6. Dacă voi vreți în mijloc să puneți tot așa, nu-i nicio problemă. Faceți 7. Dar dacă faceți acest mijloc, puneți decât 6. Cu atenție să nu vă frigeți, da? Deci am lipit-o și pe cea de-a 6. Acum, pe aceasta, o vom pune în mijloc. O să vă spun acum câți centimetri va avea, da? Eu o să mai tai un pic din ea cam atât și o să vă spun imediat câți centimetri va avea. Deci de aici, uitați, da? Cât are. Da? Iar acum o să punem și la aceasta la fel. O să pun un pic de tot mai mult, da? Acum pe aceasta o lipesc în mijloc. Da? Deci am lipit-o în mijloc. O să țin un pic să se lipească. Se va întări, să știți, acest silicon și nu va pleca nicăieri de aici. Uitați cum arată. O să vă arăt imediat ce o să facem în continuare, imediat ce se usucă, da? Ce se întărește siliconul. O să ridicăm aceste, deci în felul acesta, uitați, le ridic un pic, da? Acesta. Observați. Da? Acum, pe aceste petale din mijloc le voi lipi pe celelalte. Ceva în genul acesta. Da? Și voi face așa. Pe spate
exact în zona aceasta, o lipesc pe aceasta. Da? Acum, tot la aceeași petală pe spate, o să culeg apoi ce rămâne, o să o lipesc pe aceasta. Da? Am luat surplusul. O țin un pic să se lipească. Bine. Și continui mai departe. Da? Deci am lipit-o pe aceasta. Iar acum merg mai departe. La aceasta, deci doar la petalele care sunt în mijloc, da? O să le și ridic pe acestea trei. O să fac în felul următor. Pe spate, da? Am lipit-o pe aceasta. Acum aici da? Pe aceasta. Țin un pic până se lipește un pic, da? Merg la aceasta. Iar pun silicon aici și aici. Și o lipesc pe aceasta aici, da? Și pe aceasta, întorc să vedeți voi. Și pe aceasta o trag și o lipesc aici. Țin un pic acum. Lipească foarte bine, da? Aranjez mijlocul. Și uitați, mica noastră lalea, da? Acum, o voi face și pandantiv și broșă, da? Voi pune pe spate la una dintre petale, de exemplu la aceasta, observați, aici, da? Îi voi pune pentru pandantiv. O să-l prind cu pensa, să nu mă fring, da? Puteți băga un șnur de catifea, ce vă place vouă. Aici las la aprecierea voastră. Am pus silicon pe el, da? Iar în zona aceasta îl voi prinde. Acum ușor desfac pensa, da? Și îl las să se usuce, da? Iau acul de broșă, îl prind pensa în felul acesta, da? Dau cu silicon pe el, să nu dați mult în strat gros, da? Pentru că o să vă iasă deasupra. Da? Și în același loc, numai că mă duc mai jos, deci mă duc aici, lipesc și acul de broș. Da? Dacă vă iese pe aceste găurele, cum mi-a ieșit și mie, este ok. Ca să știți, nu e nicio problemă.
observați, iau surplusul și după o parte și după cealaltă parte, da? Felul acesta. Prind și... Da, aici băgați voi un fir de catifea, un jnur colorat, ce vă place vouă, da? O să stea în felul acesta. Este foarte frumoasă. Este deosebită. O să vă placă tare mult. Să știți că și eu mi-am făcut. Îmi plac foarte mult. Acum ca vine vara, se pot purta la rochițe. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit la acest tutorial. Sper că vă place. O să încerc să fac un alt tutorial cu lăcrimioare, cercei lăcrimioare și pandantiv. Și apoi vă promit că o să fac ce v-am promis, tălpile noi. O să încerc să fac expadrile, teneș, adidas, cizmulițe, ghetuțe, tot ce vreți voi să lucrați pas cu pas, și pe piciorul drept și pe piciorul stâng. O să dureze tutorialul mai mult, dar eu cred că o să vă ajute foarte mult pe cele care nu ați înțeles poate, sau vă este greu să lucrați aceste tălpi. O să facem pas cu pas, astfel încât fiecare să poată să-și facă o pereche de încălțăminte croșetat. Vă doresc o zi binecuvântată, să avem multă, multă sănătate și să fie pace în lume.